Biblioteca mobilă a proiectului Nomad Library a ajuns duminică la Castelul Corvinilor din Hunedoara, ea fiind amenajată într-un iglu istoric. Inițiativa se încadrează într-un proiect mai amplu derulat de Asociația Exploratorilor Pușcași din Arad, în parteneriat cu mai multe companii și instituții din țară, inclusiv Muzeul Castelul Corvinilor și Primăria Hunedoara. Prin acest lucru se dorește îmbinarea utilului cu plăcutul, iar cei care au avut inițiativa sunt încântați de felul în care arată Castelul Corvinilor. Consider că există un proiect inovativ cu valențe culturale și educative, în sensul în care se creează o comuniune între om, natură și beletristică, cu preponderență aici unde există Castelul Corvinilor și Muzeul de Istorie. Avem cărți cu tematică istorică și mult mai mult decât atât. Toți doritorii pot să vină și să petreacă în natură momente de relaxare, de conectare și de lectare. Cum se vede Castelul Corvinilor de la Arad? Se vede departe, dar în același timp aproape, în sensul în care eu cu familia mea în ultimii ani, cred că cel puțin o dată pe an, am revenit cu plăcere și cu drag aici pentru a vizita castelul, care se află în stare foarte bună și se vede că se investește în acest obiectiv. Până acum, trei astfel de spații au fost realizate în țară, două la Arad și una la Cheile Turzii. În total, vor fi 10 astfel de locuri în țară, în tot atâtea zone sau obiective turistice, Castelul Corvinilor neputând lipsi de pe această hartă. Sunt mai multe biblioteci care vor fi ambasate în cele mai turistice zone din România. Am ales și Castelul Corvinilor pentru că aici vor fi cărți de istorie. Cine dorește poate să vină cu cea mai mare plăcere să vină să viziteze iglu, poate să vină să stea să citească o carte sau dacă nu poate să meargă în alte locații. Până acum am montat în Arad că noi ca și Asociația Exploratorilor Pușcați suntem din Arad și am montat deja două igluri acolo în față la școala la liceu economic. Am montat un alt iglu în Cheile Turzii, acolo sunt cărți de filozofie și de psihologie. O să urmeze weekendul viitor, în weekendul de 8-10 în Padi să mergem în Glovoi. Acolo vom avea tot felul de cărți despre natură, știința ale naturii și celelalte locații vor fi la Bâlea Lac, vom avea și în Vatra Dornei, în Delta Dunării, mai multe locații din țară. De unde e ideea cu iglu? Ideea cu iglu ne-a venit în urmă cu 3 luni de zile și ne-am dorit cumva ca să atragem tinerii în natură. Prin acest prilej încercăm cumva și să aducem în natură și să citească o carte și să facem drumiții cu ei, să facem mai multe activități în natură ca să se dezvolte mai mult și emoțional și cognitiv. Igluul cu cărți a avut deja vizitatori, aceștia fiind încântați de idee, dar și de tot castelul. E chiar ok, foarte frumos și acolo amenajat, foarte frumos, îmi place. Da, de la Alba Iulia venim, da. E ok, chiar e frumos așa, amenajat și... Ne place foarte mult, mai ales cum au amenajat pentru tinerii care vor să citească o carte alături de castelul, care este foarte frumos. Și din punctul meu de vedere, se pare relaxant aici la marginea pădurii cu o carte extraordinară, pentru o liniște, pentru o oază foarte frumoasă. Cum vi se pare castelul Hunedoarelor? Foarte, foarte frumos. De la Alba Iulia am venit pentru acest castel, că am văzut ceva poze și este pentru prima dată, dar foarte, foarte plăcut. Ne-au impresionat. Și doamna? Da, foarte frumos, mi-a plăcut, mai ales prima mea intrare care a fost în închisoare și am avut așa un șoc, că părea că e real manechinul de acolo și chiar m-a speriat. Da, foarte frumos. Am fost și am vizitat și aici la camera de tortură, foarte frumos, tot. Biblioteca din iglu va fi deschisă până în luna octombrie și este doar una dintre surprizele pe care cei ce administrează Castelul Corvinilor din Hunedoara
le pregătesc pentru vizitatori în perioada imediat următoare. Biblioteca în Iglu, din cadrul proiectului Nomad Library, a sosit și la Castelul Corvinilor. O să o găzduim în Curtea Husarilor până în luna octombrie, timp în care sperăm ca să poposească numeroși turiști, să-și acorde un minut de liniște, un minut în care să lectureze atât cărți de istorie, dar și cărți de geografie sau literatură, care vor fi montate în acest iglu pe care l-am menționat. Ce mai urmează la Castelul Corvinilor? Se anunță o vară lungă. Cu siguranță este o vară încărcată în evenimente. Ne concentrăm pentru Opera Nights, Stradivarius Nights at the Castle, Festivalul Medieval. Sunt doar câteva din evenimentele care se vor desfășura în luna iulie și luna august la Castelul Corvinilor și la care vă invităm pe toți să participați. În igluurile dotate cu cărți, doritorii se pot relaxa citind și pot face donații, constând în cărți și chiar în bani pentru a susține proiectul.